Salutare, mă băieți, și bine v-am găsit la un nou clip. Clipul ăsta, credeți-mă, l-am terminat acum de filmat, fac intro-ul după. A ieșit super blană cu casa din super blană. Sper eu să vă placă, să dați câte un like și să-l dați mai departe prietenilor voștri. Dar înainte de clip, am o chestie super șmecheră pentru voi. Am promovat-o deja pe stream. Toată lumea a fost super încântată, însă toată lumea a vrut un video în care explic cum folosești această aplicație și ce este mai exact, pentru că era super greu să vorbesc în continuu, Bun. Mai pe scurt. Această aplicație e încă o aplicație de pe Overwolf, da? Cum a fost Icon-ul. Înțelegeți? Doar că aici este mult, mult mai simplu de folosit tot. Downloadați simplu aplicația, aveți link-ul în descriere. Dacă vreți să mă ajutați, că multă lume mă întreba care este promocodul tău sau chestii de genul, nu există niciun promocod al meu, eu nu primesc puncte pe aplicație dacă intrați voi. Practic doar trebuie să downloadați aplicația cu link-ul meu, ca cei care m-au sponsorizat să știe că de la mine veniți. Gen, atât, atât. Ați dat click pe link-ul ăla. Ați downloadat aplicația, deci cum ai dat click pe linkul de download, s-a downloadat automat ăsta, da? E buff, așa se numește aplicația, Take My Fury Installer, pentru că Take My Fury e făcută, e launcherul customizat pentru mine. Înțelegeți? Ați instalat-o, da? Cei care n-aveți Overwolf, o să vă instaleze Overwolf, toată chestia durează undeva la 30 de secunde. După aia o să vă apară interfața asta. În care puteți să vă conectați cu Discord. Asta mi s-a părut super șmecherie prima dată când văd că poți să te conectezi cu Discord-ul, cu Google-ul și să-ți faci tu cont dacă vrei neapărat, alt cont separat. Eu m-am conectat cu Google-ul. Ok. Avem aici Welcome Take My Fury și după aia, după ce te-ai conectat, ți apare exact ce vezi tu aici în față. Fără asta, pentru că, na, aici cam jucat eu. Bun. Care este faza? După ce ai deschis aplicația și ai făcut tot, da? Deci după ce o ai așa, înțelegi? Poți aici o să vă apară să vă selectați un joc, să puneți niște challenge-uri ca să primiți chestii în plus. Eu am selectat LOL-ul. După aia gata, o ai așa, ai pus-o pe bară, ai deschis LOL-ul, ai dat start, gata. O să vedeți în video mai departe, în video full gameplay pe care l-am făcut, o să vedeți când când e activată, da? Gen, când e activată e efectiv chestia asta, nu ai ce să activezi. Ok, decât ăsta. Și la final de meci o să vedeți cum îmi apare și îmi dă chestii. Astăzi am luat-o, am jucat undeva la 4 meciuri. Hai să vedem transaction aici. Ok. Am jucat una, două, trei, patru meciuri am jucat. Ăsta e challenge-ul pe care l-am completat și aici îți dă 30 de puncte bonus pentru că ai venit pe aplicație. Am deja 46 de puncte. Astăzi am făcut 11 puncte din 4 meciuri. 11 puncte din 4 meciuri și deja avem 46 de puncte, în condițiile în care 500 de puncte costă 5 euro. Adică e super bine. De ce? Pentru că hai să te gândești că faci cam, nu știu, 3 săptămâni să zici că faci punctele necesare, dar spre deosebire de Icon sau alte aplicații care îți lagau oarecum, pentru că practic tu le activai, dai start la challenge și chestii, asta nu se vede încă absolut nimic. Vă zic și puteți să și verificați sau să intrați pe streamuri. Am folosit aplicația pe stream, nu am avut absolut nicio problemă cu tot cu streamul pornit și nu am cine știe ce configurație la PC, am un PC destul de slăbuț. Ok? Ce mă interesează pe mine cel mai mult e ăsta, Steam creditul ăsta. Ăsta probabil toată lumea o să le ia. Mai aveți aici Nintendo și alte chestii, dar ăsta mă interesează. Puteți să intru la shop-ul. Am fost anunțat că o să mai bage chestii în shop, adică stați liniștiți, vor mai băga chestii în shop și avem aici un leaderboard global la LOL. Uitați și voi, abia win-uri, 23 de win-uri, da? E locul 20. Păi dacă facem câteva win-uri, i-am popat. Și ăsta are 151 de game-uri. Acum, nu știu care e faza, dar mie mi se pare că ăștia sunt cam slăbuți așa. Dacă e. Mie mi se pare că sunt mai slăbuți. Bun. Mă refer jucătorii. Eu zic că putem să ajungem noi acolo în top. Ce să vă mai zic eu aici în plus? Bineînțeles, avem aici jocurile. Puteți să jucați CSGO, deci pe același cont strângeți toate punctele jucându-vă LOL, Fortnite, Dota 2, CSGO și R6 Siege. Ok? Deci care am înțeles că e tot la fel un fel de CSGO. Probabil e free sau ceva, nu știu. Deci aveți 5 jocuri la dispoziție să vă strângeți frumos aici. Până la urmă noi suntem pe partea de LOL, dar probabil unii jucați și CS sau poate jucați și Dota. Și, merge și la TFT.
merge și la TFT. Sper că v-ați uitat la tot intro-ul și ați înțeles tot ce trebuie. Nu aveți altă chestie de făcut, doar exact cum e acum. Eu am pus-o doar pe bară și am dat start la joc și o să vedeți la finalul videoului, după tot gameplay-ul, cum am primit punctele și am ajuns la 46, bineînțeles. O să vedeți acolo la final, că aveam mult mai puține când am început. Acum am un long short story, am spus și pe stream și o să mai repet încă o dată pentru că este ceva true și mă mândresc cu chestia asta. V-am zis și v-am recunoscut de multe ori că am reușit să mă întrețin din YouTube oficial și este totul bine, dar datorită vouă, celor care intrați, care dați câte un like, pentru că datorită ție care ai dat like la un clip și ai comentat și la alții ca tine, ok? Formând un număr mai mare, video-ul meu a fost propulsat la recomandate, la alții, și așa a generat bani. Mersi la toți membrii care mă susțin săptămânal, să zic lunar, bineînțeles și donatorilor, pentru că până la urmă e instant. În overall, toată lumea a contribuit la chestia asta și, după părerea mea, am zis-o și o să repet, consider că am o datorie morală față de voi să nu promovez orice căcat. Am primit mai multe oferte, nu o să vă mint, mai multe oferte și cum am zis pe stream, unele poate puțin mai bănoase decât asta, dacă e să vorbim despre bani aici. Nu pot să vă zic bineînțeles cât primesc, dar mult mai bănoase decât asta, dar decât să promovez un căcat, da, pe care nici eu nu l-aș juca sau nici eu n-aș folosi chestia asta, mai bine promovezi ceva nice pentru voi, pentru că până la urmă meritați și voi să faci ceva, adică gen să primiți ceva în schimb. De dovadă și mega, mega evenimentul de Crăciun, de pe data de 24, da, în ajunul Crăciunului, 54 de mii de râpuri în total, toate skin-urile costă, ce o să dăm atunci giveaway, o să fie senzație să fiți acolo. A durat mai mult pentru că până la urmă a fost prezentarea aplicației, acest clip o să-l dau la toată lumea când o să mă întrebe ce este această aplicație. Sper eu că sunteți foarte mulțumiți, o să vă răspund la toate întrebările acum, o să întrebe cineva, da, Dani, este safe, primim ban? Nu cred că am promovat până acum ceva care lua ban, corect? Corect. Dani ne fură conturile, a fost controversa aia cu Q-Loop, nu i-a dispărut nimănui niciun cont, da? Și bineînțeles și acum asta este și mai safe, să zici așa, pentru că aici nu te pune să-ți linkuiești niciun cont, nimic. Tu efectiv deschizi aplicația și te joci, poți să joci orice vrei tu. N-am informația, nu știu sigur dacă poți să te joci la boți și la normale. Asta o să descoperiți voi, pentru că eu am jucat doar ranked. Dar și la TFT merge, și la TFT ranked, la fel la normal nu știu. Dar cum am zis, puteți să descoperiți voi singuri într-un match. Vedeți dacă vi se pune bine, dacă nu, nu. Păi cam asta a fost aplicația. Sper eu să o downloadați în număr cât mai mare, să fie acolo cât mai bine. Sper eu că sunteți mulțumiți de ea. Eu, bineînțeles, o să mă joc în continuare pe stream. Repet, cum n-am fost nici la celelalte, nici la asta, nu sunt obligat să mă joc pe ea. Adică puteam doar să vă prezint, luam bănuții, aia era, știi? Dar nu, am luat o aplicație care o să folosesc și eu. De ce? E ceva în plus care îmi dă fără să mă deranjeze. O am doar acolo în bară și aia e. Și poate ăsta cu Steam creditul ăsta, poate odată pe lună, cumpăr un Steam credit de la un Steam gift, da? Și aia e cu aia. Vi-l dau vouă, gen giveaway. Mare chestie. Nu? E ceva în plus pe care poți să-l faci. Da, super interesant. Cam asta a fost, vă las cu gameplay-ul, v-am zis la final o să vedeți exact ce a fost cu aplicația. Și cam asta a fost, dați câte un like la video, pentru că mi se pare că în video am uitat să vă zic. Dați câte un like la video neapărat, Doamne ajută să ne trimită la recomandări odată YouTube-ul, că două clipuri a fost, de la ultimele două clipuri a fost jale. Dar sper eu să ne revenim, fiți pe 24 acolo și pe data de 21, acum sâmbătă, O să castez un eveniment la Galați. Cine e din Galați, dați-mi mesaj pe Instagram, probabil o să ne vedem pe acolo. O să fiu live pe canalul meu de YouTube, deci o să puteți să mă urmăriți. E un turneu de 1v1 și alte competiții pe acolo o să facem, dar main eventul e turneul acela de 1v1 cu premii.
O să fac și live la mine pe canal pe YouTube, o să castez turneu, o să mă vedeți pe acolo, deci o să fie super tare, de-abia aștept. Și cine știe, poate găsim ceva gașcă așa de vreo 10 oameni pe acolo prin Galați, chiar sunt curios dacă e cineva pe acolo prin Galați. Bun, vă las cu video, nu vă mai rețin. Aveți link-ul de la site și de la download direct în descriere. Dacă vreți să vă uitați pe site, vă faceți cum vreți, dar în rest dați doar click pe download ăla și vă bagă instant totul în PC. Am reușit cu băieții de la BAF să facem ceva cât mai simplu pentru voi, gen de download de chestii, ca să nu fie așa super multă bătaie de cap, adică downloadează aplicația, bagă promo codul meu, să primești pula mea, nu știu ce, nu cu aia, ai dat direct acolo, ai downloadat direct launcherul meu, adică gen direct special pentru mine făcut launcherul, l-ai luat, l-ai băgat în PC, gen s-a adăugat aplicația asta la Overwolf și gata. Nu mai trebuie să mai faci nimic, da? Să fie cât mai simplu, cât mai practic, pentru că asta vrea românul. Bun, cam asta a fost. Vă las cu video, vă pup, dați un like. Pa, pa. Gata, mă băieți, am intrat în joc exact cum v-am zis, dacă vedeți, am aplicația deschisă aici pe fundal. Nu am apăsat pe absolut nimic să încep. O să vedem la final câte puncte o să iau. V-am zis, depinde de match, depinde de cât... depinde de ce faceți voi, pardon, în match. Bun, acum haideți să începem să ne jucăm Kassadin, cel mai broken mid lane, dar greu de jucat în același timp și oarecum easy. De ce pula mea am Leona cu teleport și grasp? Mă joc în gold, coaie, nu mă joc în bronz. My god. Apropo de bronz, am găsit un cont în bronz, am primit mail pe unul dintre mail-urile pe care le-am special pentru conturi. Și am primit acolo ca să schimb username-ul. Dați puțin să dau eu asta mai încolo. Și aparent am intrat pe conturile de acolo, că nici eu nu știam că le mai am. Și am găsit un cont care este în bronz. Și ce credeți? O să ne jucăm de în bronz, să vedem ce există acolo, ce se află acolo, ce... O să fie interesant. Bineînțeles că o să mă joc cu voi pe live, pentru ca să știți, la ora 6 pe live streamuri. Nu uitați să intrați, da? Și nu uitați să vă downloadați acolo aplicația în descriere, vai, este o chestie super interesantă. Chiar sunt curios câți ne strângem acolo și dacă se umple topul. Bun. Hai să lăsăm noi aplicația și hai să ne punem să jucăm. Dar v-am zis, o să mă vedeți pe live-uri cu aplicația activată, pentru că de ce nu? Cel mai probabil când o să fac puncte, ce știu de, gen să fac puncte pentru gift card, probabil o să fac giveaway, că pula mea, mi se pare normal. Da, de ce nu? Chiar e rentabil. Ah. Gen ai făcut, ai strâns pentru un giveaway, l-ai dat, după aia poți să le faci înapoi. Bun. By the way, nu uita, deja te știe toată lumea, ești nebun, nu uita să vă abonați acolo la Dead. Face live-uri zilnice, dar nu prea. Acum, na. Cea mai bună descriere. Când se poate, e remake match-ul, nu? Fuck, e remake. Oare? Dacă o să vedeți intro-ul ăsta, înseamnă că n-a fost remake. Spoiler. Hey, n-a fost remake. Spoiler. Wait, what? Tocmai și-a luat mare... Oh my god. Mi se pare mai greu să farmez când nu e nimeni decât când sunt versus cineva. Pentru că la un moment dat mi se face wave atât de mare încât îmi iau minionii singuri, minionii aluși. Gen, știi? Și, da. Și nu mai pot să mai dau la seed pentru că sunt prea mulți minioni. Și mi-e prea greu să dau la seed. Ok, nice. Ok. Ok, stați așa. Da! Fuck. M-a bătut cu aia. Nu pot să te cred. Prea bun. Prea bun pentru mine. Mă, așa damage-ul ăsta e prea... De prea puțin damage ca să dăm. Și nu s-a obișnuit. Mă joc cu campion de ăștia non-broken în early game. Dar nu-i nimic, mă, nu-i nimic. M-am lăsat dus de val că a fost AFK, știi? Și era așa prostănac. Și am zis, fie aia, cam un după lane. Dar apare n-a fost. Interesant. Ok.
Ok, în problemă am început cu luz, dar nu-i bai. Ia, să-mi maxez eu match-ul ăsta. Cu aia nu cred că o scăpat, uite-te la el. Oh my god. Am înțeles, am fost amândoi în aceea situație. Da, mă ocup eu și de el. Am pun nord spre both side. Ok. Ok. Bine că oarecum e missing. Ok. E bine, băieți. Ok, hai să fugim acum pe al lane. Hai, ne-am mâncat în cur, am murit o dată. Nu e problema. Dar în păcate nu mai pot să mai fac outer pe mastery. Din păcate nu mai pot să mai fac, am un challenge să câștig un meci fără să mor, gen să nu mor niciodată. Greu. Baftă. Wait, coaie, what? What? Ce retardați! Ce retarda... Bă, am venit pe botlane, mă, era super easy bait și s-au dus bază. What? Ok, foarte random chestia. Of course. Of course că și-a luat muianul Cain. Coaie, nu cred. Dacă râm meciul ăsta, băieți, e oficial casa din e prea broken. Dacă eu o să ajung să car meciul. Efectiv, sunt distrus pe lane. Nu înseamnă că n-ai văzut ce face Yasuo cu mine. Fuck. Am văzut să-mi păstrez eu când nu mai vine Fizz. Bă, ce... Cel care pe ăsta al meu campion, să mă bat picioarele. Bine, ar leu. Mersi, Kane. Da. S-a așteptat, tot s-a așteptat. Ok, bun combo, nice. Bravo Fury! Da, trebuie să stai super în spate, că am avut eu o tangență cu Yasuo. M-a avut, m-a uscat și gen, a fost palele în el, știi? Mă refer, după aia cu 3-8 mă bătea după uscat, așa că lasă-l, ai grijă, stai mult mai în spate, că e nașpa. Nu știu cumva, I don't know, nu știu cum. Sau spate formez. Da, nu știu cum să stai, dar vezi tu cumva. Că e ușor de zice, bă, nu mai muri când ăla deja te bate în tower. Avem și jungle de ăsta pe Pega oarecum. Oh, fuck, nu i-am dat W-ul, come on. Real. Am o singură ultimată. One shot. Ah, nu. N-am mana. Nice. Mi-a dat flash-ul doar pentru că cel mai probabil îi venea Q. Și mi-era că mă omoară cu Q. Cel mai probabil asta se întâmpla. Și n-am vrut să mi întoarc așa iurea.
Ok, aparent sunt singurul care are kill-uri în acest match. Ok, deci chiar dacă, deci dacă, acum chiar că nu-i clickbait, nu-i nimic, dacă care e un match-ul ăsta, ăsta e campionul meu, ești nebun. This is my champion, boys. Coaie, dut, se poate înjura? Da. Yeah. Tu te-ai morți, morții tăi. Mă joc versus Yasuo, șamaș pe familia ta. Scuipatul l-am făcut tot. Băga mea. Oh my god. Fun. Fun. Ah, coaie, că n-am 0-3, junglerul nostru n-are 0-2. Nu okay, mă joc. De ce tankez eu? Wait, what? De ce am tankat eu? Mai are mă la... Oh, are full HP. Mă joc top, hai să-mi iau tank. Trebuie cumva să mă fidez eu. Aici e problema, nu știu cum. Oh, Pog, am reușit să mai am încă un kill. Pog. Super bine. Momentan nu prea aș vrea să vin, că gen, dacă m-a bătut Yasuo, e gata. Așa poate reușesc să mă fidez cu ăștia. Știi? Și așa până, da. Până pleacă Yasuo după lane, eu practic sunt destul de față. Bă, momentul 10 am 71 far, nu e chiar bad. Deși am ratat destul de mult, e ok. Ok, still good. Ok, excelent să-mi iau Ninja Tabi. Match-ul ăsta, de obicei mi-au boost de Magic Pen, dar trebuie Ninja Tabi acum. Ninja Tabi pentru Yasuo ăla și pentru Mastery. Mastery care ia cam toate obiectivele posibile. Kainu încă nu face nimic. Well. De ce n-am putut eu să-mi iau un ADC? Uite-l pe ăsta. Oh my god. Bă. Deci... Coaie, du-te în morții tăi. Ce, v-a scăpat? Mamă, o să vă bată pe amândoi acum. Ia, când am văzut chestia aia, vă... Eram sigur. Ce weekend surrender? Bă, sunteți surrender, sunteți după ăștia. Ai auzit? Nu dau surrender. Wait, what? Yeah. Haide. Da, nu prea pot să opresc Heraldul. Mom, dar de ce ăștia fac double mid? What? Ok, sunt stachez atunci ultima ta. Aia, că vin, încerc să te ajut. Ok, da, e ultima ta dacă e. Da, nice. Hai, hai că i-am dat și kill-ul ăsta, măcar poate își mai revine, știi? Ok, nice. Bun, pot să mă duc bază. Oricum am dat 99% de damage, vai de capul tot și cât dă, bă, băiatule. Sunt scupe itemele pe el. Bine, Arhanghelul ăsta e destul de scump.
Da, să merită. Adică până fac eu un item ăștia deja au început pe al doilea și aproape îl termină unii. Da, să merită itemul ăsta. După. Da, Caine. Talpă. Avem jungler. Da. Dacă avem. Hai să vedem, poate reușesc să mă duc pe botlane-ul. Aaa, nu, e și Yasuo. Fuck. Sau? Yasuo e în junglă lor. Oare dau mult cu asta stacată? Bă, dar mori, bă! What? Am ratat ăla, mă. W-ul. A, bine, că acum poți să dai și tu hit în el. Bă, nu vrea să moară, mă. A fost vina mea, a ratat combo-ul. Nu mi-a dat și hit-ul. Hai, băiți, greșeal de începător. Pot să zic. Bă, dar n-am mai luat și eu un kill de ceva timp. Aparent. Am mișcat la skill-ul și... Încă am fost lăsat eu în spate. Da, e ok. Ia că vine pe top lane. Dacă reușesc shutdown ăla de 1000 gold, mamă cum e, brrrr. E așa Gucci. Nice, holy fuck, ok? Bate puțin cu el. Hai, dă-i turn pe el. Da. Da, nu cred că-l prinde, eram sigur. E shamash pe W-ul tău. Da, nu. Asta farmează mid, what? Ok. Au rupt ăștia aici, nu? Măcar avem bot și mid. Hai și după aia și mid, așa lași tu, ați văzut? Nu, dar am dat tab ca să mă uit la scor. Să mă conving. Bă, am eu, vrut să zic, dar nu eram sigur. Eu aveam 3-0 cu aia, dar le-am început să le las la ăștia kill-uri, că mi-era că... Mă fidez eu și ăștia sunt ultimii handicapați, știi? Și a fost bine că ne-am lăsat kill-ul. Ok, hai că mă dau bază și vin top. Nu văd că nu mai vrea ăla să mai se bată cu tine acum. Sau bă, da. Ok. Ok. Mid. Trebuie să fiu repede pe bot lane. Hai că vin. No! Oh my god. A pus win-ul ăla perfect în fața mea. Tu-i ceapa, mă zi. Nice. E, băiatul meu. Da, lasă-mi asta. What? Nu știu cum am luat chestia. Ok.
În bază. Hai că e bine. Hai că e bine. Mamă, bă, e broken casa din. Prea broken. Prea broken. Imaginați-vă că, că dacă eram ceva murat, aveam scor și mai mare acum, că dacă nu lăsam kill-uri, da. Gen, ideea e că mă joc așa singur și filmez clipuri, chiar mă doare în cur. Dacă e să fie un match în care chiar nu pot să fac nimic singur, dau rec again și aia e. Dar așa no. Fiind cu tine și asta, nu vreau să pierzi tu meciurile, știi? Și aia de asta, gen, joc smart ca și cum aș face smurfing, bă, stai așa. Dau la ăsta, dau la ăla, pula mea, știi? Bun, suntem ok. Ok. Bă, poți să baitești pe cineva? Hai să vedem. Nu vine nimeni. Că aveam ultima dată stacată la maxim. Hai că mai dau o dată rău. Oh, wait. Psst, tu ai văzut ce a fost acolo? Oh, masa. Doamne. Ok, încă țin ultima, dar la maxim. Dacă este putem să ne băgăm pe ei, ar fi super. Nu știu dacă câștigăm. N-am ultim caz de ceva. Ok, bagă-te pe ei, pe o tank. Am să-mi ia la maxim. Nice, dar cine și-a resetat gold-ul? Acum aveți să-l mori? Acum aveți să-l... Dar unde e sus, ce dracu, sau să ai fichet după ce a murit o dată? Posibil. Nah. Dacă poți să prinzi pe varul sărac și bine... Ah, uite, uite. Ia bagă-te mai din. Nice. Uite aici. Nici de-ați apucat să dați în el. Ia, bagă-te după ăla, poți? Da. Dau. Doamne. Da, uite, mă dau cap pe perete. Fiz-o aici-o. Yeah. Hai că mă duc bază. Mă duc bază că suntem prea rău. Da, Yasuo sau safe-key, guys? Yasuo sau safe-key după ce am murit odată? Păi acum o să ziceți că... Da, da, dacă stătea Yasuo, pa, mă, pe-i vă distrugea, vă băga, bă, bă, mamă, ce vă făcea ăla. Bă, nu cred. L-am bătut instant prima dată. Eu zic că acum, uitați-vă și voi cât am. Îl distrugeam. Ok, a revenit. Ok, și acum vezi că ne bate Yasuo, nu zic că. No, wait. Ia stai mă că vin. Vin. Iau pe aici. Pe sus. Ok. No, wait. Ok. Ce am zis, guys? Și mi-a prins și ultimata și căcat. Adică imaginați-vă că mi-a prins și râd, de obicei n-ar trebui să-mi prindă râul. Dar am fost autist. Good job. Ok, gata, hai să mergem. Bază again. Sau. Ah, hai că nu trebuie. Ok, mi-a stacat ultimata. Mamă, ce dans are. What? M-a stăzit și-a dat flash. Instant. Ce? Orm? Orm e tank pe dansi, știi, nebun? Uite-te-le. Da, știu ce e aici.
Ok, hai să plecăm atunci. Sau nu? Fiți de aici. Stai așa să-mi fac și Warbong. Oh my god! Oh nu! Aaaa, s-a dat flash din râul meu! De ce aveți toți flash? Aveți toți flash acum. Aaaa, s-a dat flash. Ok, regica asta din e atât de broken. Mamă, mamă, mamă. Cum e campionul ăsta, băieți? N-au ce face asta ăla. Dar în fine, toți sunt în random. Imaginați-vă că eu am avut Leona cu teleport și are 1-0-10. O duce mai bine ca mine. Come on. Come on. Băi, nu uitați, nu uitați, am uitat să vă zic. Am uitat să vă zic, sper că v-am zis în intro. Nu uitați să dați câte un like la video ăsta dacă vă place, să dați mai departe prietenilor voștri. Bineînțeles să folosiți și aplicația dacă credeți voi că este ok. Eu zic că este perfectă. Și bineînțeles vă aștept pe stream-uri în fiecare seară de la ora 5. Dacă nu fac la ora 5, cum am mai zis de o grămadă de ori, dacă nu fac la ora 5, anunț că fac mai târziu și zic ora. Simplu. Bun. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Man, cum să nu fie perfect? Faci kill-uri, kill-uri egal biștari. Da. Ce poate să nu fie perfect? Ia, poți să te bași tank? Păi, dar nu-ți iau tank. Oh, wait. What? Ok. Coai, dezintegrez? Holy fuck! Am făcut, da, triple. Și încă n-am făcut level 16. Mamă, du-te, go, 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 go! Nu! O dat minionii în două. Fuck, îl băteam. Mă jur că îl băteam, că n-avea protectul ăla. Ok, guys, fiți atenți. Acum, când s-a terminat, am primit aici, uite, buff endgame. Am primit 2.75 puncte pentru acest match. V-am zis, contează foarte mult kill-urile și asisturile. Nu contează enorm de mult dead-urile. Aparent, mereu linia asta e undeva pe aici. Am avut și 45 dead-uri. Cred că probabil trebuie să ai 50 de dead-uri să fie nașpa. După părerea mea e super ok. Oh, am intrat gol 2 pe contul ăsta, aparent. Așa. What? E super ok. Graficul de damage arată ce trebuie. Păi, cam atât a fost. Sper eu că v-a plăcut. Uite, hai să dăm frumos aici înapoi. Intrăm în aplicație și vedem că avem 46 acum. Dăm aici la History Transaction și am primit plus 5 pentru că am completat ceva misiune. A, nu, mi se pare că avem chestii daily, că am jucat mai multe meciuri la rând sau ceva în genul ăsta. Ceva în genul ăsta. Am primit încă 5 și încă 275. Bun, voi oricum cred că ați văzut chestia asta, că intro-ul o să-l fac acum după ce închid video-ul. Dar cam asta a fost. Sper eu că vă place. Dați-mi de știre dacă aveți vreo problemă cu aplicația. O să încerc să rezolv toate problemele. Am înțeles că la unii... De fapt, las. Mai bine. O să vorbesc la începutul de intro de chestia asta. Vă pup. Numai bine. Dați câte un like la video. Ne auzim la video următor. Pa, pa.